Stăpâne, stăpâne, unde ești? Aici erai? Hai să ne jucăm de aprinselea. Of, măi, Miții, ți-am spus că așa mă joc cu Rex, nu cu tine. Tu ești pisică, nu e pentru tine jocul ăsta. Hai, aruncă mingea și eu ți-o aduc înapoi. Te rog, te rog. Ce figură ești? Ok, ți-o arunc dacă promiți că nu mai latri la vecini. Bine? Iupi! Hai, prind-o. Am prins-o. Miții, ești ok? Aoleo, femeie, ce dezordine ai în debarau aia. Era să mor, zău. Uite mingea. Hai încă o dată. Auzi, Miții, am găsit aseară în grădină două găini jumulite, trei curcani cu ciocurile înfipte în copac și rațele erau cu portocală în gură. Nu cumva ai fost tu pe acolo? Nu recunosc nimic. De ce dai vina întotdeauna pe mine? Uiți că și Rex merge în grădină? Da, dar Rex nu merge acolo de frica ta. Mă rog, hai, prinde mingea, pisică tembelă. Unde? Aha, vine racheta. Tu ce cauți, mă, aici? Mă, la jucăriile tale. Dă-și măiele din gură. Miții, lasă-l pe Rex în pace. Miții, vino aici. Gata, șefa, mingea e în siguranță. Rex e în comă profundă. Îmi place jocul ăsta, zău. Niciodată nu știi cum se termină. Hai, ești obraznică. De mâine spun Lesă și Bodnit. Miau.